Așa arată prima dată cauciucul, după aia îi dăm partea de sus, așa arată. Îl întoarcem, îi dăm și partea alaltă și rămâne așa. Dacă îl lăsăm așa cum e el, cauciucul ăsta o să putrezească și o să trebuiască dat jos, da? O să trească tăiat și pe partea asta, nu numai așa. Și atunci când vrem să le reutilizăm, putem să tăiem țeava și să lăsăm decât forma asta de beton. Iar dacă lăsăm cauciucul ăla, cercul ăla în interior, o să iasă de nivelat. Astfel prevenim acest lucru dacă dăm acel inel jos. Și ne rămân două suprafețe drepte, da? Pac, pac și după aia tem decât partea asta, l-am scos cauciucul de pe beton, de pe cărămidă și putem să refolosim aceste cărămizi unde vrem noi. Putem să facem alei sau mai știu ce, vedeți și voi că spațiul dintre ele gol acela e foarte mic. Ăla se poate umple cu pământ, cu nisip sau să turnați iar beton. Mă rog, voi știți, dar este reutilizabil, să știți și voi. Iar la urmă o să aveți un strat, vă dați seama, consistent de beton, de aproape 20 de centimetri. E destul de bine, zic eu. Foarte solid. În cazul în care vreți să desființați gardul sau să faceți alte chestii, puteți să le suprapuneți, să faceți stâlpi sau orice altceva, da? Păi bine ar fi să găsiți, să căutați cauciucuri de-astea. Uite, gen 17 cm cum e ăsta. Ăla are 20 și ceva. Și e și mai mare în diametru. Și acum o să vedeți de ce. Avem aici țevile. Stâlpi. Vedeți? E destul de ok. Ăsta o să intre până la semn. Mai intră și în pământ puțin. Însă aici e diferit, e puțin mai mare și în cazul ăsta nu o să mai intre în pământ. Da? E mai bine să puneți de alea mari, dar o să vă înghită mai mult beton și ciment. Greu rotare am reușit să ies. Cu alealte n-aveam nicio șansă. Mai era o soluție cu lanțuri. Hai să nu mă mai complic. Am zis că poate ies așa. Tot așa, gândilat, așa, ușor. Altă soluție nu-i. Am ajuns cu primul transport de ciment și betoniera. Acum mă duc să iau restul de echipamente și scule. Păi oameni buni, am ajuns și cu al doilea transport, am adus țevile și generatorul, roaba și alte cele. Haideți să vă fac o scurtă prezentare, avem aici țevile, 30 la număr, una bucată generator 2,8 kW, betoniera făcută acasă, m-ați întrebat mai multe, este făcută 100%, începută de tatăl meu și terminată de mine, încape destul de mult în ea, zic eu. Avem apă și ciment plin pe plin, cam 80 litri are o greată de asta, iar la urmă o să punem piatră la consistența dorită, da? V-am spus și în clipurile trecute, o roabă, trepiedul nelipsit, un poloboc, ață de măsurat, acest semn, o să vedeți imediat, trebuia să iau și cazmaua, dar am uitat, da? Ciocan, cârpă, mistrie,
canciug, ciment, cuțit, acest mătăuz sau cum naiba eu zice, și sperăm și cauciucurile, evident, acolo, alea tăiate. O să trebuiască să facem din stil posta până în partea aia acolo. Sper să-mi ajungă cimentul, dacă nu mai iau, fiindcă n-am încotro. Și vedem la urmă cum stă treaba. Da, să dăm drumul la treabă. Sunt și presat de timp, este 10 fără 10 și eu încă nu m-am apucat și am destul de muncă astăzi. Mâncare nici nu mi-a mai luat. Dacă am nevoie de ceva, mă duc acasă și mănânc repede pe grabă. Fiindcă așa e când faci și YouTube și alte nebunii. Facem aici un simplu nod. Așa. Și acum mergem în capătul celălalt. Acum că am întins ața, este ață dreaptă, dreaptă. Bine, mie nu-mi place drept-drept, dar aici e cazul, fiindcă chiar nu vreau să o iau așa, câș. Se vadă urât rău de tot. Am uitat ruleta acasă, se putea să nu uit eu ceva. Păi da, cum? Am țeava asta, știu că are 1,90 m, sigur. Și mai dai-o la urmă 10 cm. Am pe aici. Acum o să iau barosul și o să dau o dată așa să-mi rămână amprentă, da, să văd eu. Că ața asta o să o luăm, că o să ne încurce. Hai că se vede, se vede destul de bine și așa. Deci să nu mai băgați cât un semn de ăsta, n-avea rost. Deci nu mai trebuie folosit acel marcator. Puneți așa direct. Și mai lăsați voi 10 cm sau cât vreți voi. Să ne dea 2 metri, da, să avem 2 metri între stâlpi. Oi, japonezilor, am terminat. Ia uitați că se vede destul de bine. Am comis două greșeli, adică nu greșeli. Nu sunt mari. Vedeți unde e ața? E pe centru și eu am dat găurile astea cu 20 de centimetri, mai așa. Deci trească, o să trebuiască să le dau exact pe sub ața asta. Și aici am un decalaj. O să mă mai dau la fiecare cu încă vreo 3 centimetri, mai așa, să compensăm acest spațiu, da? Să avem țevile egale. Deci astea le avem la 2 metri și astea o să le avem la 2 metri și 2 centimetri. Este irelevant, da? Să compensăm, să nu dea urât, una mai mare și una mai mică. Înțelegeți voi? Deci dau ața jos și dau găurile astea cu 20 de centimetri sau 15. Deci, încă o dată, ia vedeți, fiți atenți aici. Dați așa, dați așa. Stai așa. E tău, stă pe ață. Stai cu mine, așa. Deci, exact aici, sub, o să dau găurile și puțin, mai așa. Aici m-am cam înșelat cu calculul ăsta să le dau pe toate cu 5 cm, încă n-am făcut chestia asta, mi-am dat seama pe parcurs. Eu am diferență cam 60 de cm. La primele 6 lacre, adică compartimente de astea, o să avem mai mult de 2 metri, o să avem 2 metri și 10. Deci o să scădem câte 10 cm la fiecare. Cum facem chestia asta? Lăsăm 10 cm de la țeavă și o să avem 2 metri și 10. Dăm gaura. Facem semnul aici, da, și mai lăsăm și pe aia 10 cm, că nu am ruleta, aici. Aici o să fie semnul. Bun. Și o să scădem la primele 6 găuri, câte 10, după aia o să avem distanța normală de 2 metri. Să compensăm. 2 metri și 10 nu o să se cunoască, 10 cm nu o să fie niciun fel de problemă. Au numărat găurile, sunt 28, o să avem 28 de țevi, deci cred că o să-mi ajungă și cimentul. Deci s-a rezolvat, la primele 6 lacre vom avea cu 10 cm mai mult și am încheiat discuția. Dăm drumul la treabă. Acum o să bătătorim aici.
Deci urma rămâne, chiar dacă bate în cola, urma barosului, da, să fie centrapă fix. E puțin obositor, dar așa e când faci manual lucrurile. Chiar dacă are pantă un pic, apa o să se scurgă și nu o să stea pe beton.
Betonul arată destul de bine. Puteți să băgați și pietroaie fără niciun fel de problemă, pietroaie mai mici. Am adus țeava, o punem pe centru. Asta mai trebuie bătută. Așa. Da, așezăm cu mistria. Luăm surplusul. Îl batem până iese apa. Vedeți cum iese apa. Acum o să vină savanții să-mi spună, bă, că trebuia să folosești vibrator, că trebuia să folosești mașină de bătut. Folosiți-vă, fraților, un simplu gard. Acum o să iau barosul, să-i dăm un puțin în cap. Îi dăm până ajunge la acea bandă izolieră, atunci ne oprim. Punem polobocul, este unul micuț. Destul de bine, retușul final. Cam asta este procedeul la toate.
deci două betoniere, trei cauciucuri, cam așa o să vină. Depinde și de dimensiunea anveloperului. Deci consumă foarte puțin asta, generatorul cu un rezervor, cred că fac toți stâlpii ăștia. Ce am observat, prima dată mai bine puneți tot betonul și după aia băgați țeava asta și vă mai rămâne puțin de retușat la urmă, numai să dați cu mistrie așa pe deasupra și vibrați cu lopata cum ați văzut înainte, da? Băgați până la semn. Iar de la semn de aici, de la bandă în sus, avem 1,70 m cât are plasa de sârmă împletită, cu 20, aproape cu 20 cauciuc, cu 1,90 m este suficient. Hai în 10 minute să fac un stâlp de asta, cu tot cu beton. E mult 10 minute. Vedeți, cauciucul ăsta e mai mic și ne-a mai și rămas beton. Da, bine, mă. Bă, stai, mă, cu minte. Nu vrea el să stea deloc. Îmi sparge și polobocul ăla, cu toate că nu prea ne trebuie, dar asta e. Ia uitați, vedeți? Cum iese apa. Acum o să fie unii să spună, de domne. Da, e vibrator, e vibrator, n-ai ce să faci. Oricum, la grosimea acestei dale, acestui suport, o să fie o problemă. Ia uitați cum arată, vedeți? Dragilor, când v-am spus că investim în cercetare, inovare și dezvoltare, unii m-au înjurat. Uitați că nu v-am mințit și că toate resursele se vor duce către aceste trei lucruri, de care mulți duc lipsă și mulți vă induc în eroare fără niciun fel de prejudecat, așa, bun simț. Am zis că dacă tot am nisip, am nisipul ăsta adus, să îl pun aici, să avem suprafață, să îndreptăm și în același timp nivelăm. Nici nu se mai lipește, nu se mai amestecă de pământ, betonul. Avem aici gaura, aici o să fie centrul. O astupăm la loc să ne rămână suprafață plană și pe o parte și pe alta. Acum că mai rămân 2-3 paie de astea, nu are nimic, să nu fie prea multe ierburi. Și punem betonul, după aia venim cu țeava, nivelăm, dăm la boloboc și trecem la următorul. Încă un sfat important, dacă țeava e trasă în coace și ați dat-o înapoi după boloboc și ați îndreptat-o, aici jos o să vă rămână un gol. Acel gol trebuie astupat cu mistria. Vă luați puțin material și nivelați iar frumos pe lângă țeavă, să nu rămână gol. Ei bine, dragilor, cam așa arată o betonieră, e full roaba asta, chiar cu coamă. Căldarea aia albastră are 12 kg, 12 litri. Asta nu știu cât să aibă, 10, 12, undeva pe acolo. Dar dintr-un sac de ăsta ne ies 3 căldări, puse puțin cu coamă. Când ajunge la betonieră, el se mai tasează și rămâne nivelată, deci 3 căldări de astea, nu știu cât să aibă. Ăsta dacă are 40 de litri, 40 de kilograme, în litri nu știu cât vine,
dar ies trei căldări de astea negre. Astea se folosesc la mortar. Aici avem mai multe tipuri de cauciucuri. Ideal ar fi să folosiți cauciucuri de genul ăsta. Are aproape 20. Ideal ar fi 20, dar nu cred că găsiți. Ia să vedem pe cât e. Să-i căutăm. Ăsta n-are, bă, băiatule. A, uite, 175 pe 65 R14. Deci astea pe 14 ar fi cele mai indicate. Alea pe 15, în astea, gen, vă intră mai mult cimeni și sunt mai mari. Da, mă rog, fiecare cu... O să le tai și pe astea, fiindcă acasă nu mai am, decât foarte mici sau de astea mari. Mai am 3, 4, le tai și pe astea și profit de ocazie. Revenind la cauciuc, am început să-l tai. Vedeți ce linie dreaptă? Se taie exact pe această dungă, vedeți? Astea drepte și florile, exact între ele. Cât mai aproape de margine, să nu vă duceți mult în partea asta sau în partea aia altă. Așa o să se taie și bine și frumos. Vedeți? A mai rămas un centimetru. Completez la următoarea. Exact despre acest gol era vorba. După ce am dat nivelul la țeavă, avem o roată pe 13 aici. Merge destul de bine și în astea. Mănâncă mult mai puțin beton. Și e destul de bine și pe 13. 13, 14, la alea de 15 deja intră mai mult beton. Cea mai mare roabă de până acum.
Ia uitați și voi, dintr-o găleată de aia de ciment și totuși nu e spălat. Arată destul de bine. Deci puteți să băgați și pietroaie. Rămân urmele X-ul și atunci vă dați seama exact pe unde să le băgați, să nu atingeți mustățile alea de fier. Și tot betonie. Astea nu e ceva de rezistență ce fac eu aici, adică gen portant sau mai știu eu ce. Pur și simplu o cărămidă de beton care ține țeava asta. Puteți să băgați 4 pietroaie, o să mai aduc 2 și după aia iar nivelez la urmă, să fie drept, la suprafață. Așa ar trebui să arate după finisare. Cam atâta e cu partea asta până la aleșteu. Și aici mi-au mai rămas 2 țevi, o să le pun și pe alea în partea cealaltă, să încep cu partea opusă. După cum observați, următorul stâlp și în partea aia altă, ultimii doi, trebuie să dați mai așa. O să-i dăm fără niciun fel de problemă după ce se întăresc, fiindcă se mai întâmplă să mai și greșești, da? Nu-i mare chestie. M-a omorât roaba asta tocmai din partea aia aici, criminală. Japonezilor mi-au ajuns la fix. Cimentul mi-a ajuns tot și benzina din ăsta, din generatorul ăsta, încă nu s-a terminat. Extraordinar, de 6 saci de ciment la 30 de țevi. Le-am pus și pe alea 2 și rândul ăsta am terminat. Acum vreau să tencuiesc un pic ăsta, să-i dau așa să dispară. Vedeți? Semnele astea de la scânduri. Oameni buni, cam asta a fost. Am încercat acolo, dar n-a mers. Trebuie alt tip de material. Am pus aici restul și am amestecat cât mai bine cu nisipul ăsta. Sper să nu se facă glos, să nu mai pot să va lopata. Avem aici betoniera spălată, tot. O încarc repede pe acele 2 rampe și îi dau și o drumul acasă, fiindcă în 15 minute e beznă și nu mai avem ce face. Deci am terminat în timp. Vă mulțumesc mult pentru prezență. Eu am fost Big PGA și ne vedem pe data viitoare la un nou video interesant, ca de fiecare dată. Stimă și respect. La revedere!